fost invitat, fiindcă te mani optimism și vezi la Vion Hall. Să iasă de acolo, să termină cu ei. Da. Să spun de la început că am fost foarte norocoasă la acest târg. Am fost invitată să vorbesc numai la cărți care îmi plac foarte mult. Pentru că am fost invitată și am acceptat înainte să le citesc, se mai întâmplă uneori și accidente. De data aceasta nu s-a întâmplat niciun accident și toate lansările la care, la una deja am vorbit, aceasta a doua și cele la care voi vorbi mâine, sunt la cărți care mi-au plicat foarte, foarte bine. Mie nu s-a întâmplat încă să citesc ceva de Matei Vișnie care să nu-mi placă. Nu m-a dezamăgit încă niciodată. Nu sunt o cunoscătoare, o specialistă în opera lui. Asta vine și din faptul că pentru mine teatrul nu e domeniul cel mai frecventat, dar am fost întâmplător la piese de ale lui și care mi-au plăcut foarte mult. Dar mi-au plăcut și prozele lui, romanele, mi-a plăcut și poezia lui, deci nu s-a întâmplat încă să nu îmi placă ceva de Matei Vișnie. În principal, sigur, aici Caragiale e de vină că ne aflăm cu toții aici. La mine, da, e de vină pentru că scriind despre Caragiale sunt considerate automat o lansatoare bună pentru cărți care au un titlu Caragiale. Dar sensul acestui titlu e mai bogat, le explică și Matei Vișnie că ți-l explici și singur ca cititor. Pe de o parte, Caragiale e de vină că a scris această carte, dar Caragiale e de vină și pentru că arătăm așa cum arătăm astăzi, pentru că spune Matei Vișnie că noi am început prin gura unor personaje care, desigur, nu trebuie luate neapărat am început să semănăm cu personajele lui Caragiale, dar mi se pare că și în prefață e ideea asta. Sunt trei părți distincte ale acestei cărți pe care eu n-aș socoti o teatru, sau cel mult teatru vag, cum chiar se numește partea a treia, dar prima parte, cel puțin, Caragiale e de vină, merge pe o chestiune de curaj extraordinară pe care n-a mai avut-o nimeni până la Matei Vișnie, și anume să scrie schițe a la manier de Caragiale, sau în orice caz convenția acestor schițe este chiar convenția caragialescă. Îi avem pe Machie și Lache, avem Strada Cometei, avem tot felul de leitmotive din Caragiale, dar încetul cu încetul vedem că de fapt sunt schițe a la manier lui Matei Vișnie și nu de Caragiale, adică se inserează încetul cu încetul de fapt privirea lui Matei Vișnie. Dar e adevărat că mi-am pus și o problemă de foarte multe ori, de ce nimeni nu a scris despre lumea de azi care e atât de ofertantă. Din acest punct de vedere, n-a avut curajul să scrie schițe pe modelul lui Caragiale, care practic n-a avut urmaș, ceea ce e straniu totuși. Cel mai iubit scriitor al nostru și n-a avut urmaș. Bun, toți simțim caragialismul, aici, acolo, mă rog, ia ceva, dar nimeni n-a scris până acum schițe și iată Matei Vișnie că a făcut pasul. Și l-a făcut foarte bine și l-a făcut bine pentru că n-a imitat modelul pur și simplu. Nu este o fidelă transpunere a unui model, nu este un epigonism, ci l-a umplut cu, așa cum spunea și Radu, cu diverse lucruri ale lui, inclusiv acele leitmotive care și pe mine m-au fascinat.
faptul că se reiau niște lucruri și se completează, se tot adâncesc, se tot noi recunoaștem niște lucruri și asta dovedește actualitatea acestor schițe, dar eu nu sunt sigură că semnătorul, sau cum îl chemam, pe cel din închisoare, e cel la care ne gândim. S-ar putea ca această schiță să fie scrisă chiar înainte. Tocmai asta e valoarea lor, că cumva realitatea românească le confirmă, le umple cu ce trebuie. Partea a doua este cea care mi-a plăcut cel mai mult. Pentru că și aici este tot o chestiune de curaj. Se numește Despre tandrețe și e vorba de relația dintr-un cuplu, ea Eterna Eva, el Mihai, plus niște alte secvențe, flash-uri dintre un tată și fiica lui, relațiile dintre un tată și fiica lui, dintre o mamă și fiul ei, care e gay, tot felul de lucruri de tipul acesta, scrise cu maximă subtilitate. De ce spuneam că este o chestiune de curaj? Știm cu toți, și Radu și eu, și toți cei care scriem, că valorile pozitive și tandrețea, după unii, la mea părere, e o valoare pozitivă, ba chiar și o valoare pe cale de dispariție în lumea de astăzi, sunt foarte greu de prins în literatură. Chiar îți trebuie mult rafinament ca să scrii despre lucruri bune sau să creezi personaje din categorie imposibilă a personajelor pozitive. Aici e vorba de tandrețea, cu atât mai mult, e vorba de tandrețea masculină, nu de tandrețea feminină pe care o asociem mai ușor cu tandrețea, cu femininul, decât cu masculinul, care e așa dur, impunător și așa mai departe. Personajul creat este formidabil. Acest bărbat din Hai, care asistă la capriciile, și aș spune capricii în sensul muzical al cuvântului, sau variațiuni pe aceeași temă, capriciile femeii, care e și ea adorabilă în felul ei, dar greu de scos la capăt cu un asemenea personaj. Însă sunt lucruri memorabile, discuția lor în care ea vrea să se despartă de el. De ce? Pentru că consideră că nu mai trebuie perpetuată specia noastră, alte discuții legate de nuntă, de înșelare, o să mă înșel, spune ea, dar absolut totul fără niciun temei. Foarte, foarte reușite sunt, adică nu încerc să vi le povestesc, pentru că ele sunt făcute din replici minuscule și din subtilități care, prin povestirea asta grobiană, nu au cum să reziste. În fine, partea a treia, Teatru Vag, e cea mai teatrală. Acolo mai apar și indicații de regie și, într-adevăr, dar tot nu e teatru, e Teatru Vag. Și acolo, din toate, mi-a rămas, mi s-a părut remarcabil și vă invit să o căutați. Pe lângă proza cu anchieta, cred că tot aici e, despre care a spus și Radu, extraordinară, cea despre un dormitor de emigranți și despre nevoia de a avea un loc unde să-ți pui capul, este răvășitoare cu adevărat. Toată în tot, cartea este, face bine, efectiv este o carte de pus la rană, este o carte foarte bună, îndrăzneață din foarte multe puncte de vedere și aș spune că e potrivită și pentru omul grăbit de astăzi, pentru că citești câte o mică proză, încă una,
tot mai bine pentru cititorul din zilele noastre. Îl felicit foarte tare pe Matei Grușniec și dau microfonul.